Budescu nu mai pune umărul la ascensiunea Astrei. Din păcate pentru el, sezonul s-a încheiat din cauza unei accidentări. Deoarece luxația la umăr a recidivat în egalul de la Timișoara, Bude s-a operat și va lipsi 3 luni. Va reveni în trupa Dracilor sezonul următor, când va avea ocazia să-și înscrie primul gol în prima ligă. Staful tehnic regretă accidentarea fostului petrolist, mai ales că se integrase foarte bine în sistemul lui Selimeș. E o pierdere, dar asta e. Mergem înainte și sperăm să-și revină cât mai repede. Până la accidentare, Budescu a jucat în toate meciurile. Botezul în Liga lui Mitică l-a făcut contra Gloriei Bistrița, iar primul meci ca titular l-a jucat împotriva fostei campioane CFR Cluj.